Bun găsit, doamnelor și domnilor, în această seară la Dosar România vă supunem atenției un capitol traumatizant din istoria recentă a țării care privește rolul pe care l-a avut securitatea în slujba regimului comunist. Este totodată și un capitol de istorie actuală în condițiile în care România se confruntă ca și alte țări europene de altfel cu o vizibilă expansiune a curentelor naționaliste, populiste, nostalgice. La noi, adepții și promotorii acestor idei, nu se fie să rescrie istoria, să relativizeze, să banalizeze sau chiar să nege răul imens pe care lasă vârșit securitatea mână-în-mână mână cu partidul înainte de 89. Spălarea de păcate a regimului comunist și a instrumentelor sale de represiune este indecent de prezentă în spațiul public, în special pe rețelele sociale. Dar ce să ne mai mire câtă vreme într-o motivație a, unui, a unei sentințe judecătorești din vara acestui an, în celebrul dosar al uciderii lui Gheorghe Ursu în beciurile securității, se spune negru pe alb că în acele timpuri n-a existat o stare de conflict sau adversitate între organele statului în paranteză, securitate și populație sau o parte din aceasta. Să ne reamintim așadar, pare că e mare nevoie. Ce a fost securitatea și ce a făcut ea în timpul regimului comunist, ce a, care a fost relația cu Partidul Comunist, cum, îl punea, cum îi punea în operă politicile și, desigur, în ce raport s-a aflat cu populația. Avem în studio mărturii vii ale acestei relații. Din fericire vii, spun eu, pentru că o să vedeți... După ce au ajuns pe mâinile securității, au riscat chiar să treacă la un pas de, de moarte. Așadar, avem mărturii vii în studio și începem prezentarea chiar de aici. Petre Mihai Băcanu, un reper moral și profesional al jurnalismului din România, condamnat și întemnițat în 1988 pentru că pregătea un ziar clandestin, ulterior după Revoluție, după cum bine știm, director al Influentului Cotidian România Liberă. Bună seara și mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Mariana Besciu, care a cunoscut și ea ce înseamnă relația cu securitatea, a condamnat la an de închisoare pentru curajul de a fi tipărit în 1977, alături de încă doi tineri, manifeste anticomuniste și chiar de a fi înființat un partid anticomunist. Yeah. Bună seara și Bun. mulțumesc, domnule. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Germina Nagăț, cercetător științific, membru în Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. De asemenea, bună mulțumim. Bună seara. Bună seara. Cosmin Popa, istoric cercetător al Institutului de Istorie Nicolae Iorga, al Academiei Române, specializat în istoria Rusiei și a comunismului. Bună seara! Bună seara, mulțumesc! Mulțumesc și eu! Și colegul meu, Răzvan Butaru, realizator dosar România și autorul unui program de televiziune care ne interesează în mod deosebit acum, Ceaușescu și Poporul, un documentar din care s-au difuzat, doamnelor și domnilor, șase episoade, iar dintre mărturile pe care le-a consemnat pentru acest proiect, vom vedea câteva în premieră și în această seară. Răzvan Butaru. Bună seara și mulțumesc Bună pentru seara, că ești seara. alături de noi și pentru pregătirea documentarea uh, acestei uh, emisiuni, în care vom avea, uh, cum spuneam, uh, mărturii, inclusiv din cele consemnate de tine. Avem și uh, invitații, abia așteptăm să, să ne povestiți cazurile uh, copleșitoare, uh, prin care ați, Situațiile, cu prin care ați trecut, le spun telespectatorului la ce să aștepte, pentru că sunt niște episoade emoționante, cu de-a dreptul. Oameni internați la spitalul de psihiatrie, mărturii ale uh, celor care s-au revoltat la motru sau la brașov, bătut cu bestialitate uh, de uh, securiști. Uh, și mai sunt uh, surprize în această. Și de milicieni înainte de a ajunge la securiști de subliniat. Corect. Dar o să începem, cum am spus, cu distinsele personaje pe care le avem în, în studio și vă mulțumesc. Când adevărate premiere chiar și acestea, doamna Mariana Beșciu este, dacă nu mă da. înșel, pentru prima dată în studio de televiziune, nu? Da, prima dată. Iar domnul Petre Mihai Băcanu este o prezență atât de rară încât pot spune că e tot o premieră. De ce, domnul Băcanu, în ultimul timp n-ați prea mai ieșit în public? Am lăsat altora posibilitatea Să se exprime. Să se exprime. Cum s-a întrebat arestarea? Povesti ne episodul cu tipografia clandestină înainte de 89. În să ne spuneți scurt. cu ce vă ocupați, domnule Băcanu, înainte să vă arestezi? Eram aris la România Liberă. Aveam foarte multe rubrici informative. Faceam anchete sociale, investigații, cum să numesc astăzi. Deci nu duceați rău, teoretic. Nu, o duceam, nu o duceam rău. N-a zis că am dus-o rău. Dar m-a mișcat atitudinea Anei Blandiană. Și mi-am zis că dacă o femeie delicată ca blandiana, este în stare să se lupte cu un monstru, expresia asta uh, se regăsește într-un dosar cinesans. Securitatea avea obiceiul să facă două tipuri de dosare. Uh, un dosar pentru instanță în care periau și rescream uh, sute de pagini în care uh, apărea să zicem, numele lui Ceaușescu. Trebuia să scrii neapărat conducerea superioară de partid și de stat. Nu era posibil să pomenești numele lui Ceaușescu. Și mai era un, un, tip de dosare pentru ei. Eu cred că ei nici nu și-au imaginat că aceste dosare vor... Ajunge publice vreodată. Ajunge publice vreodată. Mai mă puneau și acolo să schimb câte o declarație. Dar declarația asta a rămas într-un într astfel de dosar, în care uh, spuneam că uh, m-a impresionat atitudinea Anei Blandiana uh, de a se lupta cu un monstru. Vă imaginați ce s-a întâmplat uh, după o astfel de declarație, pentru că ei uh, săreau în sus uh, la chestiuni mai uh, puțin contundente. Declația aceasta ați făcut-o? Am făcut-o timp timpul închetei, m-au închete. întrebat ce m-a determinat uh, să... Uh, să scoateți un... Să încercați să încerca scoateți un ziar, scoateți ziar, un ziar clandestin. Ilegal, da. Mă bucur, mă bucur că au lăsat chestiunea asta în, în, în dosar, pentru că se poate vedea cum a acționat uh, securitatea. Resortul acestei atitudini a dumneavoastră, spuneți constant, a, a, a fost cel legat de atitudinea Anei Plandiana. Uh, și da, atunci m-am gândit... Nu duce spuneați, nu duceați rău, nici bine. Adică, cred că și dumneavoastră aveați vedea ce se întâmplă, nu, în, în jur. Uh, uh libertatea de, de exprimare care erau la vremea respectivă... Libertatea în de, de exprimare public. se restrângea de în ce în ce mai mult. Uh, exista o cărțulie uh, a secției de propagandă care înlocuise, de fapt, uh, cenzura în care uh, uh, erau înserate Uh, toate cele care nu aveam voie uh, să scriem. O carte destul de groasă. Ți-o minte că într-o ședință de redacție uh, m-a luat gura pe dinainte și uh, mi-am pus întrebarea dacă n-ar fi mai bine uh, să avem o cărțulie cu ce avem voie să scriem. De exemplu, uh, nu aveam voie să pomenim uh, cuvântul biserică. Uh, Încercam noi să-i spunem monument, lăcaș, în toate felurile. Apăreau după aceea în cărțulie și monument și lăcaș. Nici mm. mm. despre asta nu trebuia să vorbiți. Vă spun, în afară de faptul că atunci când mă întâlneam cu diferiți interlocutori pe unde scrieam reportaje, simțeam, simțeam că și ei uh, gândesc la fel ca mine. Uh, Aș fi putut să fac ziarul ăsta singur. Uh -huh. Aveam și ceva cunoștințe tipografice. Ideea a fost să, să facem un ziar care să semene cu unul real. Adică să vadă că e făcut de profesioniști, care știam că va îngrozi Comitetul Central această idee. Avea și un titlu, România, ai zice. România, da. Și cum vă gândeați că o să-l puteți difuza? În grupul nostru, care mă rog, făcea parte dintr-o asociație R, aveam un meteorolog, un meteorolog de la Țarcu. Țarcu e o stație meteo de, de altitudine. Și el pusese la punct un mecanism, aveau baloane care le ridicau meteo și un, declanșa un mecanism și cădea balonul. Mm -hmm. În ideea aia, de exemplu, era să ridice un pachetel de ziare, să declanșeze și să pice din cer. Ziarul. Ziar. Ce s-a întâmplat pe scurt după ce ați ajuns în ochii organelor de, de securitate? Ne-a trădat un doctor din Pitești pe care îl alesesem să se ocupe de difuzarea ziarului în zona Pitești. Eram în faza în care tipărisem primul număr și Uh, ne gândeam cum să-l difuzăm și căutam uh, difuzor, să le zic așa, în uh, în, uh, în provincie. Uh, doctorul, greșeala mea a fost că nu m-am gândit că doctorul făcuse ceva închisoare uh, pentru întreruperi de sarcină și că ar fi putut fi racolat în perioada aceea. Deci am fost pur și simplu turnați la securitate. Bun, ce s-a întâmplat? Cum s-au comportat cu dumneavoastră după ce... Am sezizat că suntem urmăriți și în momentul în care am vrut să mutăm tipografia dintr-un apartament al unei doamne, Elena Gheorghe, care ne-a încredințat apartamentul, atunci s-a produs și arestarea. Dumneavoastră și mai cine? Cu cine făcea Deci a fost, au fost colegii mei Anton Uncu, Mihai Creangă, Ștefan Niculescu Maier, care era specialist în IT. Ce riscați pentru asemenea fapte? sunteți Erați conștienti? Păi securiștii ne-au plimbat în toate codurile penale. De la propagandă împotriva orânduirii socialiste, la complot, Uh, unde ne sugerau că se poate uh, să ne uh, procomsim și cu, cu pedapsa capitală. Pedapsa capitală Dar da. cred că erați conștient când, când v-ați apucat de această tipografie, de această inițiativă, uh, că riscați foarte mult. Evident. Bun. Până la urmă, în, în închisoare, în arest, în, uh, cum s-au comportat? Păi au fost niște uh, niște brute. Nici nu aveau nevoie... Uh, să uh, uh, folosească forța, pentru că, cum să noi am povestit tot, că știam că ei aflaseră așa, dar uh, când voiau să alinieze toate declarațiile și le convenea ce a spus uh, unul dintre noi într-o declarație, atunci veneau cu presiuni. Uh, anchetatorul meu direct uh, nu era chiar o, o brută, dar uh, uh, se foloseau de alți anchetatori. Uh, eu i-am avut și pe cei doi din procesul din, uh, procesul Ursul. Uh, acest părvulescu era o fiară. Uh, Mi-a rupt o mână, uh, s-a reparat singură, ca să zic așa. Uh, mi-a îndesat un froierul piciorului, uh, mi-a strivit un deget. Uh deci, violențe inutile, spuneți. Violențe, I -i, violențe inutile. Nu aveți să vă smulgă în plus. Da, uh, da. Dar era o plăcere, ați observat o, o plăcere de a vă face rău uh, sau, nu știu, să vă învețe minte. Care credeți că era scopul din ce ați văzut atunci? Uh, scopul lor. Uh, asta era un sadic. Asta era un sadic. Uh, uh, celălalt din procesul Ursul n-a fost chiar atât de rău, dar ceea ce m-a surprins este că uh, a lucrat în Serie până mult după anul 2000. Și, de fapt, n a fost singurul. Uh, eu mi-am zis întotdeauna, nu toți securiști ar fi fost niște ticăloși, uh, dar măcar ăștia de la Direcția 6, unde băteau și schinciuiau să fi fost cercetați măcar, dacă nu chiar judecați. Certe că în 89 dumneavoastră ați fost eliberat ca a venit Revoluția și ați avut norocul, să spune să fi stat în închisoare doar un an, nu? Până da, la... un da. Dar o, o poveste cel puțin la fel de emoționantă, aproape de film, are și doamna Mariana Besciu, pentru că o poveste tot cu violențe, cu bătăi, cu întrerupere de sarcină, cu trădări, de asemenea. Da. Era în anul 1977. Atunci eram o tânără de 23 de ani, lucram ca asistent medical la Spitalul TBC pentru copii șoseaua Alexandriei, București. Locuiam la un cămin de nefamiliști, strada Avram cu numărul 1, lângă ambasada israeliană și învățam intens uh, pentru facultatea de medicină. Intenționam să ajung medic și de aceea învățam cu intensitate și mă pregăteam ca să dau examen în vară la facultate. Bun. Locuind în acest cămin de nefamiliști, acolo avem o, aveam un administrator, Gherghina Gheorghe, un om foarte inteligent, pregătit în mai multe domenii de activitate. Um, am avut discuții în cadrul căminului cu acest administrator și cu prietenul uh, lui, Ion Nicolae se numea. În care și în acestor discuții spuneam Că poporul român suferă foarte mult, și dânșii au hotărât, ca noi trei, pentru că nu era încredere în toate colegele din cămin, au hotărât să tipărim manifeste. Administratorul căminului a reușit să confecționeze o matriță cu manifeste, 12.000 de manifeste a reușit să tipărească. Am ajutat și eu și prietenul uh, dumnealui, uh, Ion Nicolae. Ați reușit să le împrăștiați? Uh, am reușit să le împrăștiem în noaptea de 19 mai. Deci, în noaptea de 9 mai către 10 mai. Și ce spuneați în manifeste? Uh, acolo uh, am menționat că există un partid liber român, și un comitet liber care cere statului român respectarea drepturilor omului inscrise în Tratatul de la Helsinki și totodată eliberarea lui Paul Goma, scriitorul a tuturor deținuților politici. Și respectarea Constituției țării. Deci, n-ați reușit să difuzați manifestarea. Asta, da. spre de un băcanul care încă n-a apucat să, să distribuie primul tiraj da. al, al ziarului. Tot o trădare a fost și în cazul noastră? Cum da. ați ajuns în mâinile Nu s-a știut nimic, patru ani. Patru de... ani? Da. Timp în care ați mai continuat să difuzați manifestele. Am trimis, într-adevăr, în următorul an, am trimis scrisori. Cum v-au prins? Prin trădare. În 1981, Nicolae Ion a povestit fiului său ceea ce a făcut el ca acțiune subversivă cu prietenul lui în 1977 și fiul lui a făcut un accident foarte grav cu mașina. Și l-au arestat la MAI, la Miliția Capitalei. Acolo, da, i-au spus că îl vor ierta, dar numai cu condiția să dea un caz. Iar el și-a trădat tatăl. Și ați ajuns da. în închisoare? În aprilie 1981, primul care a fost arestat a fost Nicolae Ion, pentru că fiul lui uh -huh. deja îl trădase. M-au arestat în sediul securității Calea Rahovei. În prima lună am fost anchetată. Mergând acasă seara. Deci, ancheta decurgea de la 8 dimineața până seara la orele 17-18, și seara mă trimiteau acasă. Era o anchetă foarte stresantă, în sensul că mă amenințau că vor ajunge cei doi fii ai mei, cel de mare de 2 ani, cel mic de un an, că vor ajunge la casa copilului. Și eu am spus sincer, toată acțiunea care am săvârșit-o, în urmă cu patru ani, dar dân și, adică, anchetatorul meu îmi dicta zi de zi aceeași declarație asemănătoare cu acțiunea subversivă care o săvârșisem. N-a fost violent, dar acele declarații date zi de zi, cu aceleași cuvinte, în același fel timp de trei luni au fost. Era ca un fel de spălare a creierului. Și la un moment dat n-am mai putut suporta să scriu mereu același lucru. Plus că deja mă arestase după două, trei săptămâni de trimis acasă. Mi-au spus, în țara asta nu mai pleci acasă, ești arestat. M-au trimis în celulă. Acolo erau patru paturi de metal, deci de fier, o toaletă turcească. Erau două uh, deținute, o farmacistă și o centralistă, telefonistă la o centrală telefonică, și ele erau puse special ca să mă tot întrebau cum ați făcut, ce ați făcut, cât sunteți în Partidul Liber Român, uh, de ce ați făcut, uh, cu ce scop. Uh, uh -huh. Și mi-am dat seama că ele, de fapt, erau special puse acolo lângă mine, ca să afle toate secretele mele. Într-o bună zi, m-am supărat cu atâtea declarații de dictate și am rugat pe uh, anchetatorul meu să aibă bunăvoință, să mă lase să scriu și eu o declarație personală din propria mea inițiativă. Să scriu așa cum eu Simt și ceea ce este adevărat. Da. Și dânsul a fost de acord. Anchetatorul meu. Mm -hmm. Mi-a aprobat acest lucru și m-a lăsat Simt liniștită ce să scriu. să ca să nu cedați am psihic. Dat, da. Da, am dat această declarație în mod sincer și în final am spus acolo că nu merităm să fim pedepsiți pentru că noi prin manifestele acestea am reamintit statului român că trebuie să respecte Constituția țării, că trebuie să respecte drepturile omului înscrise în, în tratatul de la Helsinki pe care statul român l-a semnat și l-a susținut. Și atunci, anchetatorul meu a rămas uluit de această declarație s-a sfătuit cu ceilalți anchetatori ai celorlalți da? arestați. Din aceeași faptă, administratorul căminului, după 2 ani, îmi devenise soț. Și anchetatorul lui a fost foarte dur, colonelul Coman a fost, a făcut exces de zel, a început să mă apostrofeze cu cuvinte triviale, foarte, e imposibil de pronunțat, nu se mai oprea din violență verbală și s-a enervat atât de tare încât a avut un pumn de chei, chei din acelea din fier, mari, groase și m-a lovit foarte puternic în frunte și n-am mai văzut nimic în fața ochilor. Și s-a declanșat un avort uh, spontan. N-am spus absolut la nimeni nimic pentru că intenționau să-mi facă dosar de drept comun și de aceea am tăcut, am suportat. Uh, acolo nu aveai cum să te îngrijești. Eram predispusă unei septice mii post-avortum, uh -huh. și am fost judecat la tribunalul militar. Nicolae Ion a fost uh, pedepsit la șapte ani închisoare, uh, soțul meu la șase ani, și mie mi-a dat condamnare cinci ani. Dar fiecăruia dintre noi ne-au specificat articolul de lege 167. Probabil. Condamnarea la moarte și confiscarea tuturor bunurilor din familia. În urma procesului la Tribunalul Militar, verdictul a fost că n-au mutat articolul de lege de pedepsă de la 167 la 166, propagandă împotriva orânduirii socialiste. Nicolae Ion știu că a făcut 5 ani, soțul meu 4 ani și eu am făcut 3 luni pentru că pe 23 august în 1981 a fost dat un decret de lege de amnistiere până în 5 ani pe deasă să fie eliberați mm -hmm. toți deținuții și se urmărea să nu existe deținuți politici în, da. după 1980. Cosmin Popa. Te cutremură și pă, nu numai povestea în sine, sigur pe-a domnului Băcanu pă, o știam doamnei Beșciu, nu o știam și mă, te cutremură și seninătatea și simplitatea cu, cu care vorbește despre, dânsa, despre povestea dânsei, dar deși știm și bănuim cu toții că în spatele acestei seninătăți uh, nu poate să fie decât drama unei vieți realmente frânte. Gândiți-vă că aici e și o poveste de dragoste, și o poveste politică, și o poveste de mare curaj. Adică e un, un personaj scenografic, sau sunt niște personaje de film romanești, aproape. Cum? Da. Mă gândeam da. când m-am îndreptat către, către tine, la faptul că probabil în momentul ăla te gândești la faptul că sunt mai multe mult mai multe drame de acest fel. Este un episod pe care l-am putut prezenta astăzi aici, dar... Uh, sunt zi, sute. Ne-a băgat la biciclete, vreau să zic că și după 90, când m-am dus în Rahova, mai erau încă bicicleta și toatele acolo, metodele de tortură și Pui de securitate. Explicați ce era bicicleta. Deci bicicleta este o, un cadru, o ramă, care se bagă pe sub braț, te ridică, până mai cam atât, la sol, cu picioarele, vârful picioarele, și te suspendă. Și acolo ți se lasă, îți ies umerii din, din spate, se tot lasă greutatea corpului, se lasă în jos, vă dați seama ce durere, după care apă pe pereți, rece, după care te ia la bătaie, îți dai seama, e... Cumplit. Cumplit. Atent, da. aveam pantofi neagrigoriu Și aveau talpa, știi cum talpa? Da, 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 groasă. Groasă. Și îmi dădeau la talpă și nu urlam, știți? Ca prostul, nu? Știu să fac scenariu. Și o să se uite așa, ce bă, păi muncesc ca bo, mă ia Ștătăt. descălțarea. Păi când a dat primată, și cum? Creier, fai. să fai, sărea creierii. Asta e. Și m-a ajutat într-un moment, așa aveam palmele. La fiecare tragere de mână se dubla, știi? Și începeai cu 10 și ajungeai la 100. Și de-au, idioți. De mă scoate la închetă, ce mă... Mă scoate din nou la închetă, Bineînțeles, iar mă ia un idiot din asta la bătaie. Erau oameni angajați care asta făceau. Băteau. Asta e, de asta vreau să povestesc scena asta cu... Cum adică erau angajați, pe angajați cea ca să în... bată? Da. Când nu da. erau păi, ofițeri de securitate să... sau de miliție? Erau pur și simplu angajați, Bine, el era, îmbrăcat civil. Da? Era îmbrăcat civil, era un tip destul de slăbuț, așa. Pe lângă mine, fusesem n am jucat și fotbal, fost și lupte. Chiar aveam o... Constituție o constituție bună. l să zicem așa, la un meci, unul la unul, cred că îl puteam bate. Dar în timp ce mă bătea și îmi spunea, îți dau aici, îți dau acolo, deci nu te feri, nu mă fă să mă lovești, să mă zgârii sau ceva. Sună telefon. În momentul sună telefonul, vorbea cu nevastă să la telefon și spune, sunt la serviciu, îmi fac treaba. Pune telefonul, deci nu în furcă, ci pe masă, vine lângă mine la ureche și zice, urlăm, mă, nu pot să-l ratez, că nu credea că-s la muncă. Și de a început să-mi dea prin găle, prin coaste, cu pumnii, cu alea, să mă tântea. Eu urlam, ce urlam de durere, urlam ca să audă și aia la capătul firului. Că zic, bă, dacă ai nu mai crede, mă bată asta și mai tare. Deci de aici am tras eu concluzia, clar, că neva să știa, nu? Că, da. O ce eu urlam ca descrerat acolo, clar, dacă rea telefonul și spune, zice, nu no, vezi? N-am, nu se auzea, vă dați seama, nu știu ce cu după care l-a pus jos. Și ce, uite, pentru asta îți dau o țigară. Nu m-a întrebat, dar fumezi? Zic, da. Ce, uite, pentru chestia asta îți dau o țigară. Și am întins mâna, mi-a dat un baston peste mână, după aia zice, băi, ia țigara ta, nu mai iau. Păi de ce, nu mai fumez. Bă, tu mă refuz? Iar în timp mâna, iar îmi dă. Și -am după aia m așa văzut și am zis, cât poți să dai? Și din dea mâna, și am întins mâna a n-am mai dat. Deci se făcea că da, dar n-a dat Și mi-am luat țigara și zis, Fumam cu el, m-a lăsat să fumez. Și ai zice, bă, ce încadrarea aia 18-25 de ani pentru tine e puțin. Zice, stai așa să vezi ce fac eu cu tine acum. Apasă pe un buton, vin doi cătușa și zice, m-am hotărât, executați-l. bine. Glumește, nu? Nu are el atâta putere, ce se împuște el așa ce... Mă duce într-o celulă, ăștia doi, cu patru pereți și o plasă deasupra. Pe jos era numai sânge. Cu apă. Stropit așa, ca și cu furtunul. Regizat, toată chestia, vă dați seama. Și la care mă arunc înăuntru, acolo, ce de i drumul acolo? Păi uite da seama, mă... E clar, nu? A închis să ia ușa după mine, ia vizeta, nu? Zic, bagă armă, trage și gata. Și furtunul, ce-o fost înaintea mea, nu? Logic. Și m-am pus în genunchi. Și mi am început să mă rog la Dumnezeu. Și am zis, bă, asta e. Până aici. Îmi părea rău. Zic, bă, ce treabă am făcut? oricum regretam că n-am făcut mare lucru. A fost tot așa o chestie din asta psihologică, pentru că la mici 4-5 minute de când am început o să relatez scena, a venit, nu a, alți, nu știu cum să le din ăștia, au deschis vizeta și a zis, hai, treci. Evident, întrebarea e cum, cum se uh, regăsește, se percepe această perioadă de represiune în dosarele de arhiv ale securității. Avem o istorie necunoscută, o istorie recentă de care nu avem habar, o, a unei opoziții mult mai consistente față de regimul comunist. Oameni care au uh, făcut... Genul ăsta de, de acțiuni, un curaj nebun, neverosimil, pur și simplu. Să scoți ziare, să-ți imaginezi că le poți arunca cu un balon în, în anul ăla, să arunci uh, mii de manifeste prin poda unei mașini uh, fiat, dacă mi amintesc bine, nu? Da. A, o gaură în Fiat. podeaua unei mașini, stramisesc Bucureștiu și să lași în urmă un șir de manifestă. Astea sunt lucruri de film, într-adevăr, sunt reale, sunt în dosare. Măcar dosarele penale, care sunt la vedere politice, pentru că avem aici o discuție, sunt multe dosare pornite din cazuri politice, deghizate în dosare de drept comun și pe acelea încă nu le știm, nu sunt la noi, nu nu provin din arhiva direct din arhiva fostei Securitățile, ele sunt ale Ministerului de Interne, pe care uh, arhiva pe care încă nu o știm, nu n-am evaluat-o, nici n-am preluat-o. Uh, prin urmare, va trebui să facem un capitol distinct uh, represiunea deghizată uh, în uh, poliție de drept comun. Asta a fost, este un capitol groaznic pentru orice istoric și pentru orice archivist. Până una alta, suntem puși în fața unor dosare penale care sunt explicit politice. Sigur că se îndreptau către o soluționare pe linia de drept comun, sub acoperirea miliției se numește, în limbajul securistic, dar ele sunt inițiate ca niște anchete politice și, în bună parte, așa s-au și, și desfășurat. E o constatare pe care am făcut-o la CNSS. În urmă câțiva ani, când, când s-a vernisat expoziția Eroi Fără Glorie, este dedicată acestor oameni, necunoscuți cea mai mare parte. Am constatat că am avut mai mulți lideri de sindicate clandestine decât aveam habar, că au fost sindicate cu zeci de membri. Ați avut unul în televiziune, este vorba de sindicatul domnului Iuga. Uh -huh. Arestați toți. Acum câțiva ani am inițiat expoziția Eroi fără glorie, împreună cu Fundația Conrad Adenauer. A avut mare succes. Am prezentat în expoziție exact genul ăsta de cazuri, inclusiv cazul doamnei Gherghina Besciu. Cazuri necunoscute de autori de manifeste, de înscrisuri cu conținut dușmanos, să numeau ele în limbajul securistic, de fondatori de sindicate clandestine, Scrisori de, de autori de scrisori de protest, trimise fie organelor centrale de partid, fie în exteriorul țării, chiar la Solidaritatea, chiar la sindicatul Solidaritatea, uh, oameni incredibil de curajoși, de care apar nu avem și care nu erau nicăieri, nu erau uh, cunoscuți poate doar de un cerc foarte restrâns de oameni, nu erau în manuale, nu erau. Uh, nu sunt nici acum, uh, cred că în manual. Da, nu, nu sunt și asta poate merită să discutăm dacă avem timp. Uh, am descoperit că avem altă istorie recentă a comunismului românesc, pur și simplu. Securitatea, foștii securiști au continuat să apere regimul comunist și după căderea acestuia. Asta este ceea ce s-a întâmplat, pe fond și nu numai represiunea. Stați puțin și o să vedeți în luna decembrie. Uh, este o investigație a celor de la ICCM legate de căminele Spital, unde toată lumea a crezut, ani buni, că ne aflăm în prezența efectelor privațiunilor de care suferea toată societatea și care au dus, practic, la mortalitatea acestor mm -hmm. copii. Intrând în profunzimea arhivelor, în profunzimea mărturilor, ne-am trezit în fața unui sistem de exterminare al copiilor, a copiilor considerați declarații recuperabili. Deci nu era ceva că se murea pentru că nu era căldură. Nu. Era un sistem de exterminare organizat de stat cu aprobarea partidului, a instituțiilor, a Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii. Deci suntem încă foarte departe de a fi pătruns pe, în esența istoriei acestui regim comunist și asta a fost unul dintre marile interese ale rezidurilor ceaușismului. Să nu ajungem acolo pentru că asta ar fi delegitimat tot acest discurs pe care îl vedem astăzi înflorit peste tot, mm -hmm. legat de faptul că n-a fost atât de rău. Pregătiți un eveniment public. Institutul își va face ceea ce trebuie să facă, și anume să se autoritățile și să ofere argumentele și dovezile pentru aducerea în fața justiției a celor responsabili sau cel unei părți a lor. Da. Deci, vreau să spun că retorica asta care legitimează retroactiv ce s-a întâmplat în comunism este o retorică ofensivă, dar în același timp are și sensul de a ascunde crimele împotriva umanității. Infracțiunile împotriva umanității sunt neprescriptibile. Și asta duce la lipsa de răspundere juridică pentru ce s-a întâmplat. Noi suntem în situația, ca istorici sau ca arhivari, să constatăm faptic ce s-a întâmplat, dar consecințele juridice Uh, aparțin, evident, justiției. Da, În... Și jurnaliștii investigează aceste cazuri. Colegul meu, Răzvan Butaru, e de față și poate să uh, ne confirme acest lucru, inclusiv prin mărturile pe care le-a selectat pentru această emisiune. Uh, Dintr-o serie de, de mărturii documentate pentru uh, proiectele lui de televiziune, uh, avem, de exemplu, mărturia unui profesor, nu, Răzvan, care a fost uh, închis la spitalul de psihiatrie. Da, de mai multe ori. Este vorba de cazul Trușcă. Ideea e în felul următor. Eu am pornit în urmă cu vreo 10 ani un proiect care se chema Ceaușescu și Poporul, prin care vroiam să arăt în, în plinătatea lui cum arăta regimul Ceaușescu, despre care, după care foarte multă lume plânge nostalgic sau plânge fără să știe ce a însemnat regimul respectiv. Mă refer la cei care n-au prins acest regim. Și, evident, că am întâlnit, în afară de condițiile sociale de atunci și mărturile de at în ceea ce privește viața de zi cu zi, partea la care am de, de și trai, eu, da. pentru că aveam 22 de ani când a picat regimul, am întâlnit și o grămadă de personaje cu istorie adevărate care au trecut prin lucruri cumplite. Cazul Trușcă este un caz care l-am documentat și am ajuns la acel profesor de istorie, trușcă se numește, profesor de istorie la Craiova, în urma unei anchete, unui articol scris de domnul Petre Mihai Băcanu aici de față, în România Liberă. Vi-l mai amintiți, domnul Băcanu? Da. Cazul? Da? Deci omul a fost închis, de deci să ne înțelegem, acest trușcă era comunist, dar comunist convins, cu vederi cât se poate de comuniste și el s-a ridicat împotriva regimului, pentru că spunea că regimul acesta este un regim de burghezi roșii, cam așa se exprimează. A întinat uh, mărețele idealuri, ceva de genul. A, antinat, uh, Ce regimul, mai avea -a mai regimul personal al lui Nicolae Ceaușescu, practic, uh -huh. la vremea respectivă. Încă din facultate. Iar el a ajuns uh, să fie închis uh, la spitalul de, de, de psihiatrie din Iași, uh, mai întâi la Vaslui și pormă la Iași, și pentru ideile lui. E, e consemnat în fișa medicală. Deci asta este fabulos. Doctor, doctorul acela, doctorița care a făcut acest lucru, a făcut în mod deliberat. Delirul no, revendicativ? Of celebrul delir, delir revendicativ? Nu, nu, nu. nu. La, a, a spus așa, debut în jurul anului 1970, când a avut idei proprii despre societate, despre modul <laughs> cum trebuie organizată societatea. Cum așa, asta? diagnostic, se diagnostichează cu pacientul este adus la vasului lui cu mențiunea aceasta. El nu, nu era vorba de delir, nu. Nu, doctorița a făcut un act de curaj, după părerea mea. Hai să vedem materialul și comentăm, revenim după ce da. analizăm. Dar oricum, până urmărim, e, ră, e stupefian. Rămas neobservat, asta e interesant. Hai de... să vedem materialul. Ne-am pomenit doi inși ridicați din uh, compania Tere, și chemați la cabinetul medical. Și, și, că mergeți cu mine la comandant. Zic, păi pentru ce? Că nu știu. ne la comandant, mâine dimineață mergeți cu mine la Constanța, la spitalul militar. Pe drum, colegul meu mi-a zis, bă, fii atent. Pe tine ca pe tine, că tu ai mai vorbit așa, prin facultate, mai așa, dar cu mine ce o fi frate, Că ne-am dat seama că e o chestie politică așa. Și Exact așa s-a întâmplat. Când am ajuns la Spitalul Militar Constanța, am fost oprit la poartă noi doi, ăsta ce era asistentul ăsta medical sau ce era da. așa, Însuțitor. a intrat în untul și după o vreme auzim. A ieșit un doctor în halat să vină trușcă încoace. Era clar. păla la un întors înapoi, la unitatea militară și pe mine m-a A, așa, a, fost -a de acoperire la ceilalți case. Și am plecat cu ăsta spre <coughs> un o clădire și scria pe el. Papine. Da, spunea neuropsihiatrie. Dom'le, ce probleme? Și nu am niciun fel de probleme în armată, n-avusese în armată, nu vorbisem pe motive politice, că știam că acolo te bagă în tribunalul militar și nu mai ai scăpare. Adică eram și eu măsurat în ce spuneam. Și <coughs> zic că înainte, da, dar. Păi ce? Uite așa. Am povestit ce idee am avut prin facultate, încoace, în învățământ domnule, stai pe la noi, pe aici că noi de ăștia ne ocupăm. De oameni cu idei. Mi-a spus-o clar. M-au ținut o săptămână, niciun fel de tratament, bineînțeles, și după o săptămână m-au chemat la triaj, cum se spune acolo, și mi-au dat un certificat medical să-l duc la unitate și scria pe el sindrom discordant. Am plecat după aceea în învățământ și aici puteam să tac din gură, cum au tăcut majoritatea, Însă, am avut o conspătură a unde spuneam că au fost 450 de profesori din tot județul și am atacat uh, această metodă. Uh, am spus că este o metodă neofascistă care a apărut în România, metoda internării în spital de psihiatrie pe motive politice. Și am dat exemplu acestei internări de la Constanța, care și am spus, numai în Uniunea Sovietică se știa de această metodă. Și au venit de la minister, au venit de la județeana de partid de față cu toți profesorii, m-am întrebat, recunosc și ai spus, că în România se practică metode neofasciste? Zic, da, recunosc, dacă e cazul, dau și A, nu, mai e cazul, că uite, sunt atâția de față, nu știu. Să vedem, au spus și la minister, dacă vei mai avea dreptul să lucrezi în învățământ. Și când m-am întors poștașul, domn profesor, am un plic. Era deja decizia ministrului pe 31 decembrie, nu mai avusese altă treabă ministrul să semneze decât decizia prin care mi se desfășea contractul de muncă cu motivația politică trecută explicit. Adică? Că transmite elevilor idei și cunoștințe care vin în contradicție cu ideologia și politica partidului statului nostru, așa spune, că am o atitudine de jignire și sfidare în relație cu organele de partid și de stat. Deci la mine lucrurile erau așa. Prin ordin al ministrului eram dat afară în învățământ, Primul ori, la primul secretar, mi se transmitea să părăse județul. Am zis atunci să cer o audiență la cineva care e mai mare decât un ministru și decât un prim secretar. Cine este decât Ceaușescu? Nu îmi făceam iluzii, bineînțeles. Dar uh, am încercat. Am trimis o telegramă, întâi la Ceaușescu, din București, și uh, am anunțat că, în semn de protest contra eliminării din învățământ pe motive politice, până la primirea în audiență, voi intra în greva foamei. Au venit patru inși, între care un, trei erau un civil și unul era un ofițer major de miliție. Și m-au ridicat, m-au băgat într-o mașină, am fost luat într-un birou al securității, până pe la ora 12 am fost ținut acolo și pe la ora aceea a venit unul în halat și a spus am venit să le iau pe dânsul. Am ieșit cu băiatul acela, băgat într-o salvare, Dus la Vasului, la asta la Iași, de la Vasului la Iași, la Iași, tot așa, la triaj, așa îi spunea că. O se făcea actele și ne-a întrebat, ne întrebat domnule, care e motivul internării? Și am spus câteva idei și a consemnat. A fost adus de la spitalul Vasului pentru idei protestatare. M-au ținut 72 de zile data asta. Deci, la prima internare, 7 zile la cealaltă 72 de zile. Și de câte Ia... ori ați fost internat pe urmă Încă o dată, încă o dată în 86. Asta e adevărul. Doctorii au știut despre ce nu mi-au făcut tratament. Așa? Și după 72 de zile, tocmai pe 18 aprilie 75, mi-au dat drumul, tot așa aplicându-mi un diagnostic psihoză discordantă, ca aș fi avut. Și că în certificatul acela spunea că pot să lucrez în profesia pentru care sunt pregătit. Până în 89 da. ați fost urmărit da. în continuare de securitate. În continuare. I-am numărat pe toți uh, din dosar de securitate 120 de ofițeri de securitate și 75 de informatori din 11 județe. Din județe unde eu nici n-am fost. Dar erau cunoscuți de ei mei. Și uh, toți ăștia, niciunul nu plătește. Azi ne râd în nas. După 89 eu m-am încercat să mai umblu pe urmele lor. Așa. Ne râd în nas prin firmele care le au prin averile care și le-au constituit, însă pentru cele trei internări primesc o indemnizație de 23 de lei. Mori când auzi așa ceva. E ceva de necrezut. Prin, și totuși... Prin hotărâre la uh, Curtea Supremă, așa, că și că legal s-a făcut, cum adică, două, 23 de lei. Însă, Dar s-a recunoscut da. că au fost niște internări politice. A, da, nu, păi aia n-au avut în cotul. Dar pentru cele trei internări, ăsta este echivalentul. Asta 20. arată ce justiție este la noi. 23 de lei. Da, Răzvan butarul. Ai da, vorbit. Probabil cu omul? că s-au indexat cei 23 de lei de când am luat eu interviul, dar este interesant ce spune. Asta arată ce justiție există la noi. Păi, justiția până în 89 era parte din regimul represiv. Noi deci, ceea ce da, vreau da. să spun este că regimul represiv nu era numai realizat de către securitate și că uh, nu se urmărea doar neapărat. Uh, Uh, oamenii care erau împotriva regimului din punct de vedere politic, care se manifestau ca atare, dizidenți sau chiar opozanți politici, căci au fost și opozanți politici, nemembrii de partid, aceia chiar sunt opozanți politici. Uh, pur și simplu, regimul era atât de uh, restrictiv și atât de opresiv încât uh, acționau în orice... În, în, în orice uh, categorie socială, ca să spunem așa. Și că erai muncitor sau că erai și medic. pentru simple opinie asta trebuie remarcat. Adică nu trebuia să faci ceva cu adevărat uh, periculos pentru uh, nu. regim. S-a trezit respectivul profesor să aibă opinii despre realitate. Deci, faptul da. că, pentru asta nu e întâmplător ce vreau să subliniez aici, faptul că în, uh, pare, poate părea greu de conceput pentru cei din ziua de astăzi, mulți dintre ei nostalgii sau poate uh, admiratori ai societății de atunci, să-și închipuie, fac exercițiul ăsta, da? imaginea, să facă puțin exercițiu ăsta de imagine, să-și închipuie cum ar fi să nu poți să te exprimi public, critic, despre uh, niciun fenomen social, de al care nu conta că te opui regimului sau pur și simplu ești luat la miliție pentru nu știu ce faptă penală, mai mult sau mai puțin pus penală. Poți să ai o opinie critică despre. Poți să ai o opinie critică sau poți să faci o fără de lege chiar, până la urmă tu erai acolo tratat în modul respectiv. Realitatea este că securitatea după 65 a reușit să disimuleze violența mult mai bine. Uh, și a făcut-o, folosindu-se și de miliție, sau principal de, de miliție, a făcut-o uh, deliberat și explicit în interior, bineînțeles. Adică a fost un, uh, un proiect asumat, pe care ei îl descriu acum a ca fiind uh, simplă activitate de prevenție. Deci nu, nu mai acționa ofensiv și sângeros și violent, ci preventiv. Ce înseamnă preventiv? Preventiv este că la prima opinie critică sau disonantă față de politică oficială, pățești ceva. Acum să stabilim ce pățești, în așa fel încât să nu se vadă că există represiune în România, imaginea externă a lui Ceaușescu să fie cât mai pozitivă. Și este o politică prinsă în mod, să zic așa, metodologic, birocratic, într-o broșură care s-a și publicat, este accesibilă la Nativacenesas. Sub mandatul de ministru de interne al lui Ion Stănescu, se numește discernământul politico-juridic. Are o denumire naibănuice în spatele ei, care ordona exact asta, disimularea coerciției sub măsuri care să nu pară violente, care să aibă eficiență, adică să descurajeze orice fel de reacție de împotrivire la regim dar să, din, privite din afară să fie aparent legale, ă, constituționaliste și așa mai departe. Ca să vedeți ce înseamnă discernământul politico-juridic, vă citez uh, un fragment scurt dintr-un discurs al lui Postelnicu la o pregătire, o întâlnire cu cadrele din ba, județul Bacău uh, în 1978. El, Postelnicu nu era așa de uh, cum să spun, atât de tehn tehnocrat încât să pună în fraze frumoase ideea asta, a spus-o atât de franc încât că, cred că exprimă cel mai bine cum au stat lucrurile. S-a mers prea mult pe linia unor măsuri de securitate pură. Am ieșit prea mult în față. Fapt ce a fost exploatat de mai multe persoane, organizații internaționale, și în loc să ne facem un serviciu, ne-am făcut un deserviciu toți lucrătorii de securitate să ia măsuri ferme pentru contracararea oricăror influențe ostile și activități clandestine. Însă, fără ca acțiunile noastre să constituie prilej de adresare a celor interesați la diverse organe și organisme internaționale și să facă uz de drepturile omului. Să-i găsim ca borfași, ca hoți, să acționăm cu miliția, cu alte organe ale statului nostru și să nu facem din asta o chestiune politică care ulterior să aibă implicații asupra intereselor românești peste hotare. Eu cred că mai clar de atât nu se poate. Uh, sintagma discernământ politico-juridic există în evaluările, în notările de serviciu al ofițerilor de securitate, inclusiv la Pârvulescu, la Marin Pârvulescu, în dosarul de cadre. Uh -huh. Fix pentru anul 1985, el este evaluat în, la începutul lui 86, specificându-se faptul că, într-un caz de o complexitate deosebită a dat Dovadă de discernământ politico-juridic. Yeah. Nu se numește, nu se dă numele cazului, care este evident Gheorghe Ursu, dar vreau să spun că este un criteriu de apreciere de valoare a muncii ofițerilor. Cum, cât de bine au știut să deghizeze uh, actele represive în acțiuni legaliste constituționaliste. Faptul că a lucrat tot prin miliții. Evident. Securitatea că discernământul politic a fost atât de mare, încât i-a rupt lui Gheorghe Ursul intestinul subțire presându-l între șpițul pantofului și și spinării. Discernământul ăsta n a constat că i-a rupt lui Ursul intestinul subțire dându-i șpițuri în picioare în. Adică am anchetat în sediul miliției, i-am rupt, i-am făcut o perforație de intestin, dar nu s-a văzut nimic. în că securitatea Așa. și rafinase metodele în celulă da. fără să-l ducă la spital și la, ducându cândul la Jilava să moară. De asta, ce asta a fost discernământul. Poți fi asta înțelegem că securitatea și rafinase metodele, după așeagimi și nici, De disimulare, da. De disimulare, de de, nu de anchetă. Mul Ancheta de anchetă. este violentă, și că cum era dacă și până atunci. Dacă nu erai trimis la canal ca înainte, dar schimbarea urât în bătaie în, în beciulei cu securității dar o făcea mai puțin dar, toxică, nu în naba asta, dar ajungeai să fii judecat pentru un um, um, caz penal, penal, adică erai deținut de drept comun. Și totul era aranjat mai departe prin procurori și în justiție. Hai să da, vorbim și despre lucrul ăsta. Da. Adică totul era aranjat foarte clar. Dosarul se făcea, mergea ca păață. Da, era da. și normal să se întâmple așa. Dincolo da. e faptul că România lui Ceaușescu tranzacționa toate lucrurile astea la propriu, prin obligații internaționale asumate. De exemplu, la noi nu se broia Europa Liberă pentru că Ceaușescu îi promise, promiseze textual lui Nixon că nu o să o fac a făcut-o în anii 80, dar asta e cu tot altă discuție. Însă este și o, și o chestiune de aritmetică. Pentru că noi avem anii 50, în care au intrat zeci, sute de mii de oameni în închisori. Frica a pătruns până în fibra Sigur. poporului. Era normal ca în perioada de după 1953-56, după căderea stalinismului să scadă această represiune dar, dar de masă. Unde se... vreau să ajung? Faptul că a existat această diferență a dus, iată, și la uh, asemenea concluzii. O să citesc din nou din această motivare, uh, din sentința ședința instanței în cazul Gheorghe Ursu, pentru că eu nu. O să nu vă cer CSM da, CSM de CSM-ul. Da, pentru că CSM-ul de obicei. Pentru că este în apel e, acum această. pe uh, da, această este în revizuire. Okay. Este revizuire. Okay, dar nu pe că... Pe noi ne-a certat. Cam Știu că a multă lume, multă lume, dar e absurd să nu discuți în spațiu public niște lucruri care apar într-o sentință publică, pentru că dacă acolo s-a scris, de exemplu, că pământul este plat, este interzis să comentăm această afirmație? După CSM, da. da. Ei sunt știți, e, e pur și simplu închiziție. Avem idei. A, eu vreau cum să spun un vei? singur lucru cu, în ceea ce privește cazul Ursul și, păr mă, pot să citești sentința. Îmi pun problema acum a fost făcut dosarul și înainte de către parchet. Aici îmi pun această problemă, cred că a lăsat multe portițe. Pentru nu Nu sunt așa de acord zis, cu a cu ce spuneți, pentru nu. că, de data asta, chiar, chiar rechizitorul a fost foarte solid făcut. Nu. Și primul care ar fi protestat sau care ar fi ar fi reclamat asta, ar, ar fost, ar fi fost fiul. Andrei Ursul. Da. Nu, nu lipsa probelor a dus la, la motivarea nu, nu acestei de decizii de probe. și Era... nici subrezenia nu Nici a încadrării. Deci cazul rusul, ca să ne no, de eu spectatorilor este de cazul inginerului român om, om, omorât în bătaie, în, bătaie da. în peciule securității. În ale miliției. Ale și miliții. el condamnat în pentru trafic cu valută. Adică să ne lămurim. Nu pentru că s-a certat cu Ceaușescu pe siguranța clădirilor din București. Da. Și el condamnat pentru așa zis, trafic de valută. Da, arestat da. pentru, pentru deținerea ilegală de valută. Și da. aici ajung la delimitarea despre care vorbeam, între securitatea și de dinainte și dur. de după 65%. Da. Iată ce scrie textual în motivare. Spre deosebire de anii 48-64, în care s-au produs acele atrocități împotriva poporului român reținute și în hotărârile Artor anterior menționate, la nivelul anului 1985 nu se mai poate considera că există o intenție clară de exterminare sistematică a oricărui opozant din partea autorităților statului. Împrejurarea evocată de procuror în sensul că represiunea organizată de securitate ar avea un caracter sistematic și s-ar exercita prin control informativ al întregii populații active... Și prin aceasta s-ar face dovada situației cerute, premisă cerută de textul incriminator, dat fi numărul cetățenilor români supravegheați sau urmăriți de securitate în anii 74-89, nu poate fi reținută de alta curte. Deci, practic, se contestă faptul că securitatea ar fi exercitat un control informativ da. asupra întregii populații active. Da. Ceea se ce noi resimțeam, asta? ne aduce aminte chiar noi de vremurile exact acelea. Noi resimțeam Ei, acest control, culmea. Această frază este contrazisă de rafturile de dosare din popești ordeni Pur și simplu. Dacă nu a existat un control informativ extins Al asupra, populații asupra, cu asupra populației nu. româniei, dar active. activă. se făcea prin rotație, era o schemă întreagă. Ce să spunem noi că uh, și-au continuat metodele uh, și în anii 80, când ei au continuat și după 90. Aici. Aici. În, cazul, în cazul Ursul, ca să-și ascundă crima, au scos din închisoare, i-au dat o permisie, așa, de bună purtare. Mă imaginați să scoți un criminal din închisoare, pe un clită, și l-au trimis pe la redacție. Ăsta, ăsta e, ăsta, e, ăsta e, ă, ă, era. Uh, un, 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 un tip atât de primitiv, încât cred că nu citise un ziar în, în, în viața Ați lui. Ați avut de-a face cu el? Uh, M-am trezit cu el la redacție, cu acest clită. După ce fusese pe la GDS, i-au deci indicat uh, anchetatorii noi din, după postul revoluționar pe unde să se ducă? S-a dus la GDS, a venit la România liberă s a mai dus pe la vreo două, trei redacții. Să povestească cum l-a omorât el pe uh, 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 Gheorghe Ursu. Da. Cum că și-a uh, întărit degetul mare de la picior care chipurile funcționa ca un șpiț de uh, pantof uh, și l-a lovit pe ursul în celulă și i-a perforat uh, intestinul subțire, care, toată lumea știe, este cel mai, cel mai aparat organ din corpul uh, omenesc. Bine, Marian Clita a ajuns în fața colegului nostru Cornel Mihalache, care a făcut filmul Babu și uh, urmarea ceea ce a reușit să uh, smulgă de la Marian Clită... După ce a fost difuzat filmul, a avut de-a face cu, din câte știu eu și știu destul de bine, Cornel Mihalache a avut de-a face cu amenințări din partea acestui personaj. Numai atâta. Dar acest clită, care vă spun a obținut o permisie, își dă seama, își dă seama că a fost păcălit, declară că l-au pus anchetatorii să spună minciuna asta da? și nu se întreprinde nimic. Și Clită îi dau voie să ducă până în străinătate și o moară o stoardeză până aer, da. Da. în Suedia în, sau în Norvegia uh, și își continuă crimele. Haideți să mai vedem o, o experiență din aceasta uh, copleșitoare uh, a unui... Uh, personaj care s-a alăturat revoltei, a fost parte din revolta de la Motru, mai puțin cunoscută. În 1981 a fost o revoltă de la Motru foarte puțin mediatizată după 1990, spre diferență de revolta din 87 de la Brașov, de care cred că până la urmă am aflat cu toții încă în acele vremuri, sau despre sau comparativ cu greva minerilor de la Lupen din 1977. Da? La motul în 1981, minerii au ieșit și au manifestat pentru că regimul de atunci, regimul comunist, stabilise niște măsuri, dăduse un decret prin care ei pierdeau niște drepturi și oricum viața se înrăutățise acolo și nu numai acolo, toată țara. Motiv pentru care ei au făcut o demonstrație și care demonstrația a fost reprimată brutal dar a fost reprimată și într-un mod original. Aici, cel care urmează să povestească, mi-a povestit și cum a fost reprimată. Adică, la un moment dat, văzând că nu poate să îi împrăștie, au tras din haznale rahat și au împrăștiat peste oameni. Chiar omul chiar asta și spune. Noi am cerut pâine și ne-au dat ceea ce ne-au dat. Da, hai să omul vedem. acela, scuză o clipă, un singur lucru vreau să știți, avea 21 de ani în acele evenimente. 21 de ani, rețineți vârsta. ca o să e, înțelegeți de ce. Da. Să -mi minte ziua asta, până i mur eu. Pe data de 13 noiembrie 1981, au venit patru băieți frumoși și îmbăgați în uniforme de protecție a muncii, cu cască roșie în cap, toți patru erau la securitate. A anunț dreptul Fane, în numele legii, ești arestat. Și ăla, pac, în numele legii, m-a luat și pe mine, Exact așa s-a Mi Mi-au pus cătușele la spate și ne-a luat. Frații mei, din momentul când ne-a pus mâna pe noi și am ieșit afară din acea mină, din acea galerie de, care se făceau pentru apă, din șuturi, din lovituri, placoaste, peste tot, nu, mai, nu aveam loc unde nu ne-am lovit. Până ne-a băgat într-o de dubă de-aia mare, o dubă de-aia mare, și erau și pe o parte și palta. Și noi suntem eu cu fanii stăteam pe băiat și ei erau. Jur, dacă vă mint, eu cred că au fost 10 pe o parte, 10 pe o parte, numai la trupele speciale. În fine, am ajuns sara, pe data de 14 uh, noiembrie 1981. La București. La București. Așa de frumos a vorbit cu noi, toarșul comandant. Ne-a spus, luați loc, vă rog frumos, luați loc pe scaune. M-a întrebat ce am făcut, I-am spus că eu am fost cu greva minorilor la motru, putu zgura gura în mătii. cu greva în mătii, cu minerii măti, cu tot. Cum poți să spui tu că tu ai făcut greva, nenorocitule? Ce greva ai făcut, bă, tu, nenorocitule? Băi, huliganule! Și începe să, să dăm declarații ceea ce am făcut. Mi-a dat mie o foaie, nu fane o foaie. Și să scris, fiecare punct ce ați făcut voi acolo. din momentul când voi v-ați dus la motru, ceea ce ați făcut. Eu am spus ce am făcut. După ce am spus ce am făcut, zice ce? Nu. Cum să spui tu așa ceva? Păi domnul mi-a spus ce am făcut. Exact ăștia ce am făcut, asta vă spun. Hotărâți-vă să scriți ce trebuie să scriți. Asta ați făcut nenorocițiilor. Așa trebuie să scriți. Cum să spui tu să mă minți aici așa în față că ai făcut cu tare? Că ai drept cu tare? Dacă tu ai făcut aia. Au venit doi vlășcani, m-au luat pe mine, l-au luat și pe fare. A dat drumul la apă rece pe noi. Apă rece. Păi, frate, eram pe... Eram în 14-15 noiembrie. Eu am luat bătaie într-un fel, Fane a luat în alt fel. Adică, omorâți ca pe câine. Ca pe, pe ultimii oameni după fața vârfului. Ne-a dat iar hârtie și creon. Scrie. Eu nu pot să scriu ceea ce vreți noastră. Au venit doi gelați, m-a băgat în, într-o celulă și acolo... Nu au făcut felul. Ceea ce vă spun eu este foarte adevărat. M-a lăsat fără testicule. M-a lăsat fără testicule, dar nu mai fac copii. Nici la ora actuală. M-a lăsat mort. A doua zi m-am înviat de acolo. De durere. Scuzați-mă, mă urinam numai sânge. N-am cum să-i mai uit eu pe nerociți ăștia. Cât a durat tortura asta? Tortura mea asta stat, până când m-au lăsat mort. În, 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 în patul respectiv de fier, a durat până când mi-a distrus testiculele și o făceam pe fiecare zi. Pipi pe mine de durere că nu mai puteam. Când la toaletă, plângeam. Îmi plângea inima în mine, că nu mai puteam de durere. mai îmi îmbătăi îmi bătăi, îmi bătăi, bătăi, până am plecat după Racova după specială. De acolo până am ajuns la IUD. La IUD, alte probleme. La IUD. Bătăi și bătăi la IUD. Politici acolo la iut. Da, cum să nu. Păi toți politicii care au fost la țările noastre din 1981, de s-a în, 1989, 89, erau toți la Iud. Și nerociții m-au băgat jos pe, pe secția 6 la, la Iud. Acolo mi-au dat bătaia ca la Waterloo. M-au ținut, îi spunea Mobra. M-au legat cu lanțurile, m-au legat cu lanțurile, cu lanțurile la mâini, cu cătușe, cu, așa cu lanțuri cu drevă, cu dreavă, cu dreavă de, de, fier pe aici așa, lanțul jos, cu, la, cu, cu, lanul jos de aici, la picioare, și cu drev, cu drevă de fier, bară de fier, de fier, n avei voie să... Deci cu bara respectivă nu avei voie să, 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 stai undeva în fund. n avei cu... Ori te puneai jos, te ține cu capul așa, pe, să dai cu capul de, 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 zid, ca să poți te lăsa în jos de tot, dar tot așa te sculai în sus. n avei cum să te sculi. Că dreava aia era era dreaptă și n aveai cum să te miști, să te schim. Așa, așa am stat chinuit trei luni de zile. Trei luni de zile m-a ținut, în o zi mâncam, o zi nu mâncam. Când am ieșit afară de acolo, am ieșit de că sunt Pinocchio. Nasul e așa în sus, nu eram cadavru, jur pe sufletul meu, cadavru, cadavru. Îngrozitor, un om nenorocit pe viață pentru singura vină de a-și fi cerut drepturi, de a-și fi cerut condiții mai bune de muncă. Minerii de la Lotro au avut un curaj nebun. Au, au, pentru prima dată au scris uh, Jos Ceaușescu pe o lopată, aveau niște lopeți mari, care se numeau Inima lui Stalin. Ei au avut acest curaj fantastic. Din păcate, uh, securitatea a, a îmbrobodit așa bine uh, reprimarea, încât nu s-a prea știut mai nimic. Ce ați primit în ca și compensare, doamna Vescu? Eu am primit prima dată 32 de lei. Uh -huh. Și apoi mi-a dublat -a. la 64 de lei. Eh? Ce ziceți? Și ultima oară, 113 lei. Uh, în ce Și an an, atunci 113? știți cum am procedat? Că nu aveam și rată la bancă și chiar și acum am rată la bancă la BCR. Și am trecut pe soție supraviețuitoare ca să-mi dea 700 de lei pe lună. Pentru că soțul a primit mai mult. Da, da. Și e, echivalent șapte. cu pensiile speciale. Acum, de e, e, e 700 de lei iau ca supra, da. soție supraviețuitoare în loc de 113 lei. Altfel ați luat 100, 113 lei, lei pentru lei. ce vi s-a făcut... Da. Vă, da. să da. vedem cu. ce pensii da. au judecătorii da. care au judecat atunci. Da. Nu, Da, exact. Și să vedem că tocmai ce am auzit, am citesc ieri, Că doi judecători suspendați de probleme de moralitate se întorc în magistratură și primesc compensații de 2 milioane și de dolari. Și nu e singurul se, caz. Se la salarii restante. Da. Iar noi să, trebuie să-și strângem da. cureaua din da. solidaritate da. Cu, da. cu guvernul da. României. Și să mai vedem, să. apropo, de copii. Dacă n-a existat, doamna, și o politică a securității, a miliției, a organelor de forță ale statului comunist, în ceea ce îi privește pe copiii de atunci. Pentru că unii dintre copiii de atunci, dacă au fost cumva regimentați, Uh, au ajuns adulți după Revoluție. Au fost la noi în liceu, au fost colegi care turnau. Vă referiți la cei recrutați. Uh, până exact. vorbesc despre asta, că e alt capitol sinistru din uh, istoria comunismului. Vreau să punctez uh, câteva informații noi, cred eu că sunt noi, despre represiunea psihiatrică. O parte dintre autorii de înscrisul conținut dușmanos, repet, asta e sintagma lor, nu a mea, care nu ajungeau să fie închetați uh, cu un dosar politic, erau uh, trimiși la expediție psihiatrică printr-o decizie uh, judecătorească, dați îngrija familiei și știm asta, acum cred că putem face și câteva statistici, din sistemul de evidență al cid pe care cnsas l-a primit anul trecut, în martie. Acolo, în dreptul fiecărui autor de înscrisuri identificat, există și soluția, pun ghilimele la soluție, da? Și poate fi avertizare, atenționare, avertizare, arestare și a mai departe. Și există și, cu multe rânduri de ghilimele, soluția psihiatrică. N-am putut să număr, am efectiv n-am putut. Adică n-am avut nervii să fac treaba asta, dar sigur se poate face. Asta este varianta, după mine, cea mai cruntă a, a represiunii. De ce? Pentru că despre oamenii ăștia este în momentul de față foarte greu să afli ceva. Arhivele medicale nu sunt la noi, nu știu unde sunt, nu știu dacă mai există ce s-a întâmplat cu arhivele alea, ale, sunt ale spitalelor. Trebuie să mergi, dacă încerci să reconstituie aceste drame, uh, intri în, în beznă, pur și simplu. Iar ei nu au nicio compensație. Deci uhum. sunt oameni pensionați medical în mod forțat. Câteva cazuri, opt îmi amintesc, am prezentat în, în eroi fără gloria, evident anonimizându-i. Cea mai sinistră parte a acestei uh, soluții psihiatrice este că uneori se făcea cu acordul familiei, familia crezând că ajută, îl ajută pe, pe protestatar să scape de închisoare. Uhum. Și există în expoziția respectivă și un caz al unui uh, autor de manifeste care le-a aruncat pe lipscani. Am înțeles abia anul ăsta de ce. A, 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 a scris în declarație, a insistat, a subliniat că își asumă întreaga răspundere, că este are discernământ și că nu vrea să fie supus unei expertize psihiatrice, El insi insistând că e, își asumă și e îndeplinit facultăților mentale. După ce am văzut ce este în evidența de la CID cu această soluție psihiatrică, am înțeles de ce omul ăla a preferat a iudu decât să ajungă în spital. Da. Asta este o față a represiunii, deliberată și asta, și cu complicitatea unor judecători în cazul în care s-a dispus expertiza internarea, pensionarea pe caz de boală și plasarea în grija a familiei. Ăștia sunt oameni pur și simplu uciși uh, psihic, și păstrați ca niște carcase în viață, fără nicio compensație de la statul român. Legat de minorii recrutați, asta este o altă poveste sinistră. Noi am făcut o plângere la parchet, considerând că este îngrozitor să, să faci ca acțiune de stat sistematică această poveste, să te duci în toate școlile și licele din România și în mod organizat și metodic să recrutezi minori fără nicio protecție, protecție din partea părintelui, a tutorului legal. Adică este ceva, după știința mea, discutând cu colegi din alte institute similare, unic. Nimeni n-a avut o asemen un asemenea fenomen de masă de recrutare de informatori. La nivelul ăsta La nivelul la nivelul ăsta. De copii. La nivelul Pentru că mai ăsta... târziu au existat știm cu toții chiar cu ceva mai târziu când eram adolescenți în armată, nu știu nu dacă E cu putea totul, să... altceva, e cu totul armata, altceva, sigur, nu. Discutăm de clase mici, de 8, 9, 10, adică da, sub 16 ani. Uh, Oamenii unde care... diferența e colosală că nu te poți apăra acolo într adevăr. Nu la, te la, poți apăra. nu da, este, da. este o, o poveste groaznică și pentru că ei sunt tineri și sunt în activitate. Și dacă ești recrutat la 16 ani și o săptămână, legea cnsas ului spune că poți fi încadrat la categoria colaborator, deci tu ești minor din din punct de vedere al codului civil. Altă poveste complicată și uh, greu de pus în, uh, în operă, uh, juridic vorbind. Pentru că, poate pentru mulți, nu sare în ochi. Aici, dar nu le-am făcut nimic. Dacă stați de vorbă cu un ofițer de securitate care, eventual, are o acțiune deschisă de cenă s-a fix pentru asta, pentru recutare, lor, să spună, dar nu le-am dat o palmă, nu i am făcut nimic, n-are consecințe. Ce am da. făcut și n-am nici, nicio responsabilitate. E o problemă de stat asta, deja nu mai este o problemă individuală. E o generație care a fost prăjită, pur și simplu. Tot, uh, tot prin diferite tipuri de genul. Uh, ai făcut un lucru, nu știu, ai spart un geam uh, sau uh, uh, ai făcut... Uh, știți un, Nu știu, -ai, s -a, s -a, erai prins cu ceva și, și erai întașa. dus în, cancela, mm -hmm. în cancelarie sau la, în cabinetul directorului strâns cu ușa. Eu, noi după 90, generația noastră, cineva ne-a spus unora dintre noi X și Y au fost turnătorii voștri din generația voastră. Continuă să vină lumea la uh, Da, vine. Să ceară și dosare. Chiar am avut un aflux de petiții, de petenții anii trecuți, cu doi ani în urmă, când s-au dat legile compensatorii uh, pentru cei deportați și care au suferit alte abuzuri administrative. Am avut 17.000 de cereri dintr-o dată, care înseamnă acces la dosare. Că trebuie să-și caute oamenii uh -huh, documentele. Uh -huh. Le mai căutăm și noi, dar. Uh, Mulți preferă să-și vadă și singur și să-și selecteze singur dosarele. 17.000 de cereri la o instituție care are o direcție de comunicare de 30 de persoane, 40 maximum, uh, și nu mai zic alte departamente. Da, da, da. Nu, Ca să nu vă mai spun nu. că la acele cămine despre care v-am vorbit cu acei copii așa zis recuperabil, nici astăzi nu sunt desecretizate documentele securității. Le-am cerut la CNSAS, da, ne-au să... trimis pentru că aia aveau o foaie și așteptăm, precum vierea Domnului și viața avea cu ce va veni, răspunsul de la SRI. Pentru că sunt în continuare la SRI. La SRI, la Ministerul de Interne, la, la SIE, sunt documentele dosarele, acestea încă nedesecretizate. Dar dosarele la de ne partid de la uh, armată, dar alea unde sunt? Sunt de, din imediat. Deci primul lucru care s-a făcut imediat după Decembrie 89, la începutul lui ianuarie, Uite, chiar tu... din decembrie s-a început, s-au strâns, strâns dosarele uh, județenilor de partid și uh, din București și s-au dus la Pitești, unde sunt și acum. Acolo găsim alte forme de... Deci ne-am mai putea aștepta la surprize de dezvăluie. în dosarele acestea încă ținute secret la MEI, la SIE, la SRI? Surprize pot fi și în dosarele care sunt deja predate și pe care le-am primit cu un inventar atât de sumar că nu știm ce e înăuntru. Adică și tema minorilor recrutație, o temă târzie pentru că am primit niște dosare colective A. în care nu știam ce este și erau compuse numai din angajamente și fișe colaboratorii din rândul elevilor. Uh, câte un volum de 100-200 de copii într-un singur da, volum. Pentru deci, că tot am vorbit despre copii. De cu cumva unde. am adus cu gândul la următorul material pe care vreau să-l prezentăm, uh, da, legat de situația uh, avorturilor pe timpul lui Ceaușescu și de dramele care au decurs de aici. Răzvan? Am da, uh, dramele în ceea ce privește avorturile ilegale, mă rog, avorturile așa erau ilegale după decretul 770, s-au contabilizat ca în jur de 10.000, dar cu 10.000 de decese în rândul femeilor care și-au și -au provocat un avort uh, pentru a scăpa de copil, de copil nedorit, uh, pentru că era ilegal avortul, era declarat interzis, dar cu siguranță sunt mai multe uh, astfel de cazuri, mult mai multe, pentru că au fost foarte multe cazuri care erau mascate sub o altă formă pentru care se trecea cauza uh -huh. decesului, pentru a nu fi implicați sau nu a nu ajunge pe mâna, a nu ajunge în fața justiției și a nu fi condamnați cei care provocaseră avorturile, că erau medici, că erau asistenți sau că erau. Alt da, această gen problemă a ajuns să fie cunoscută mai bine și datorită cinematografiei, mă rog, au, au fost, Pot a fost. Să să spun un lucru. Dar au fost și alte probleme, da? Au fost și alte discuții. Ce s-a văzut la cinematografie, în, datorită cinematografiei? reprezintă nici 5% exact. din adevăr. Lucrurile sunt mult mai dure, mult da. mai dure. Și sunt incredibile și ceea ce privește intruziunea organelor represive în viața de cuplu. Și cred da. că despre asta vorbește și exemplul următor. Da, tot datorită decretului 770. Haideți să urmărim. Era vorba de prelungirea uh, termenelor de acordare a divorțurilor uh, din momentul în care uh, un cuplu se hotăra că nu mai poate conviețui, un cuplu căsătorit, dura poate și până la un an, doi, până la pronunțarea efectivă a sentinței de, de divorț. Și riscai da. chiar să primești o sentință contrară? Adică să... Absolut, absolut. Exista o serie de motive pentru care se putea pronunța un, un divorț, motive care țin de violență conjugală, și nici, nici atunci nu. Nici violența, violența conjugală nu putea constitui un motiv suficient de întemeiat de pentru ca un judecător să pronunțe un divorț. Trebuia să existe o uh, periclitare imediată a vieții partenerului Violentat. Trebuia să se demonstreze că Dincolo de faptul că cei doi nu pot conviețui, că unul dintre parteneri a atentat la, la viața celuilalt. Sigur, vorbim de bărbați aici, dar un caz concret pe care l-am identificat în arhive: situația unui, chiar a unui membru de partid care, odată cu respingerea. Acțiunii de divorț pe care o intentase, și-a adus Samantha să locuiască împreună cu uh, soția și cei cinci copii pe care îi, uh, îi aveau împreună. Chiar și în aceste condiții, în condițiile în care uh, existau numeroase scandaluri în, în acea familie, poliția, miliția a intervenit nenumărate ori pentru a uh, aplana Aplan. certurile. Și violențele între soție amantă, chiar și în aceste condiții, divorțul a fost pronunțat abia după 2 ani. Așa cum medicii erau constrânși uh, să reducă drastic numărul de, de avorturi, chiar celor legale, așa și judecătorii erau constrânși să pronunțe cât mai puține sentințe de divorț. Între 1966 și 1989 au uh, decedat în România 9.354 femei în urma uh, unor avorturi ilegale. Există numeroase situații în care femei decedate în urma unor avorturi provocate uh, erau înregistrate cu un alt, uh, cu un alt diagnostic, tocmai pentru a-l feri pe medic de o eventuală anchetă a procuraturii și așa mai departe. Uh, un exemplu de uh, situație cât se poate de, de aberantă, și cu urmări tragice, generată în mod direct de aplicarea acestui decret 770. În uh, arhive am întâlnit un, un astfel de caz. De cazul unei uh, femei care, pe 1 ianuarie 1987, se prezintă cu hemoragie la Spitalul Județean din Zalău. Este luat uh, imediat în, în primire de către medic împreună cu un reprezentant al Ministerului de, de Interne și primul lucru contrar uh, contrar așteptărilor, primul lucru care se, se face uh, este uh, ancheta la, la fața locului înainte de... de avem de-a face cu o temporizare a actului medical, cu scopul de a obține din partea femeii declarații cu privire la recunoașterea aplicării manevrelor uh, avortive, așa cum, cum se consemnează în respectivul document, și cu denunțarea eventualilor uh, complici. Uh, Femeia este ținută în acea stare gravă timp de, de 5 zile. Este amenințată în repetate rânduri că nu se va interveni pentru salvarea vieții dacă nu va recunoaște că și-a provocat un, un avort. După 5 zile, în mod inevitabil, survine decesul. La autopsie s-a constatat că nu există niciun indiciu privind uh, o întrerupere ilegală de, de sarcină, iar uh, dacă uh, același raport uh, medico-legal consemnează faptul că dacă s-ar fi intervenit în primele trei zile de când a fost adusă, uh, viața femeii putea salvată fără niciun fel de repercusiuni, iar cazul este cu atât mai dramatic cu cât uh, femeia era mamă a patru copii și avea, era singurul întreținător al familiei. Avea în îngrijire un tată paralizat complet și un uh, soț cu semipareză. Florin Soare, istoricul Florin Soare s-a ocupat de povestea decretului 770 și de uh, politica pronatalistă. Din timpul regimului Nicolae Ceaușescu, așa că este foarte bine informat și are mult mai multe cazuri, astăzi doar câteva exemple, mult mai multe cazuri care depășesc cu mult imaginația a ceea ce se întâmpla în perioada respectivă. Mă simt ca la o lecție deschisă, dar uneori trebuie să facem și astfel de exercițiu, măcar în televiziune, dacă nu în manualele de istorie, să, să tragem concluziile unei discuții pentru a rămâne cât mai bine întipărite în memoria colectivă. Am văzut că se cam uită, cum spuneam și pe la început. Și aș vrea să dăm, pe scurt, răspunsul la problemele pe care le-am enunțat din capul locului. Ce a însemnat securitatea în comunism? Eu cred că răspunsurile astea vor ajuta mai mult la clarificarea acestei probleme, încă confuză, voit sau nu, încă nesuficient de clară pentru multă lume, poate și pentru generația tânără. Multe lucruri nu sunt de spus. Cred că mai degrabă niște teze, apropo de lecțiile recapitulative, și anume 1. că regimul comunist a fost unul criminal pe toată durata existenței sale, deci din 1948 până în 1989. Doi, că n-a existat o securitate rea aflată sub controlul sovieticilor și o securitate bună aflată sub controlul românilor, că mitul securistului român inteligent și educat este o, o mare minciună și că această, această instituție a fost populată de brute, mediocre, în cel mai bun caz, pentru că asta, brute, mediocre, ăsta este cuvântul cel mai elegant pe care, formula cea mai elegantă pe care o pot spune despre acești oameni, iar în al treilea rând, cred că uh, nu avem speranță de schimbare, de mai bine, atâta cât timp cât nu ieșim din această minciună generalizată pe care am întreținut-o trei decenii de la căderea comunismului, legată de natura represivă și de aberația pe care a reprezentat-o comunismul pe toată durata sa. Faptul că Revoluția Română de fapt, ieșirea României din, din comunism s-a făcut cu vărsare de sânge. Este în sine o dovadă, și poate cea mai bună dovadă, că represiunea securității și a celorlalte instituții de forță din timpul comunismului a fost mult mai puternică aici decât în alte părți. Sigur că da, sigur că da. De fapt, este și aici, este o altă mare minciună legată de această represiune violentă a securității și felul în care a fost deturnată toată această discuție după 22 decembrie 1989, când o revoluție autentică, cu o serie de morți foarte adevărați, a fost transformată într-o farsă, la fel de sângeroasă, de către cei care au confiscat puterea. Iar asta este, de fapt, cea mai bună formulă, mai, cel mai bun exemplu care ilustrează victoria este, dacă cum spunea Iorga despre Bizanț, Bizanț după Bizanț, este comunism după comunism. Asta a fost deja, asta a însemnat de fapt pentru Domnul noi fiți. România. Securitatea a ținut comunismul în viață. Până în ultima zi și chiar și după. Deci povestea cu nu a existat represiune, a existat doar prevenție, este o, o minciună pe care, uh, care, pe care o contrazice Arhiva Securității propria lor cronică. Ei au scris dosarele alea. Acele dosare sunt cea mai bună dovadă că a existat represiune până în ultima zi, că uneori a fost și prost disimulată. Și dacă românii ar veni să-și ceară dosarele, uh, ar fi vaccinați împotriva acestei minciuni îngrozitoare. Pur și simplu, accesul la document, accesul la dosar îți dă antidotul în fața acestei minciuni. Doamna Besciu. Menționez că sistemul comunist a creat mari represiuni, sistemul comunist a creat dictatori și totodată a blocat complet evoluția oamenilor, atât din punct de vedere fizic, cât și spiritual. Domnul Băcanu? Așa este. Eu pe judecătorii din cazul Ursul i-aș trimite la reciclare la arhivele CNSAS. Să citească... Doar pe ei? Special pe ei. S-ar putea să aveți surprize. Regimul... Și eu cred că am avut parte de un regim criminal. N-au existat anchetatori buni și anchetatori răi. Au existat doar niște brute. Răzvan? Da. Două lucruri. Domnul Cristian Troncot a luat interviu cu unui tip, Constantina Ioanei, a fost ofițer de securitate în direcția patra. Ce spune Constantin Ioanei? Deci, din membru în securitatea de până în 89. Am asistat la multe analize de bilanț pe Direcția Securității Statului, în care eu în comand, de exemplu, transmitea rugămintea sau indicația tovarșului Nicolae Ceaușescu de a se face sau nu se face ceva. Imediat cei doi mulțumeau, adică postelnicul și cu Vlad, pentru indicațiile prețioase și se angajau public să le respecte. Am ținut să fac aceste precizări, aceste precizări deoarece s-au tot ideea referitoare la implicarea politicului în activitatea de securitate și că aceste ingerințe s-ar fi produs împotriva voinței noastre. Fals! E adevărat că cei care făceau parte din comitetul de partid sau din Consiliul Politic al DSS urmăreau cu atenție fiecare pas al securității, dar corecturile și măsurile pe care aceștia le propuneau se materializau numai prin ordinele lui Postenicu și a generalului lui Iulian Vlad. A susține că doar politicul e vinovat de relele comunismului, iar tu, complicele lui, uh, nu ai nicio vină, este o mare ipocrizie. De fapt, noi toți cei care am lucrat în direcția securității statului suntem vinovați de aplicarea represiunii politice, atât cât a fost ea după 1965, alături de celelalte instituții de forță ale statului. Am făcut represiunea respectând și aplicând legile și ordinele în vigoare care protejau statul și regimul politic, dispus să apărăm cu prețul vieții pe comandantul suprem și familia acestuia, slugărind pe locuitorii politici din unități, protejând pe comuniștii suspecți de corupție și alte fapte ilegale. Pe de altă parte, Ceaușescu a scos partidul de sub controlul securității, dar a avut grijă să-i pună pe membrii Comitetului Politic Executiv sub protecția aghiotanților securității. Ori o bună protecție nu se putea realiza fără o atentă supraveghere și în această situație cei mai câștigați erau tot postelnicul Vlad și șeful lor, Nicolae Ceaușescu. Nu greșim dacă susținem că, în fapt, aceștia controlau cu tot România anilor 80. Iar în ceea ce privește cei care au, fost, au făcut parte din securitatea statului, aici îl contrazic pe, pe Cosmin Popa, eu nu cred că au fost numai submediocrii violenți, pentru că altfel nu ar fi fost în stare ca după 1990 să se regrupeze atât de bine încât să ajungă în fruntea afacerilor, în fruntea societății, oameni care au avut de-a sau care au fost membri ai securității până în decembrie 89. Nu, uh, iar documentele pe care le-au scos, uh, exemplu cel mai bun la doa doamna Nagăță aici, arată că aveau, uh, aveau inteligența de a, de a lucra și a uh, crea o, o structură represivă care uh, nu avea legătură doar cu care mediocritatea și cu violența. Exact. Se foloseau de, de cei mediocri și violenți din, din rândurile lor, dar au fost oameni acolo la vârf sau mai jos de vârf, care după 1990, cred eu, cred eu că au fost mari câștigători a ceea ce s-a numit Revoluția din, din decembrie 89 până în 22 decembrie, ora 10.09. Să dar pentru asta nu trebuie să fii foarte inteligent. Maximum ce a, ce a născut gândirea securistică românească sunt uh, tunelurile pe sub Bucegi, uh, tot felul de de baza Nu, E societatea de gregi. Este vorba despre existența unor rețele care au făcut saltul. Eu vorbesc de rețele care au făcut saltul și care au controlat economic România. Despre ce vorbim? Păi ea nu sunt simplii, mediocri care cred în tunelele făcute de daci. Hai să fim serioși. Nu sunt doar. Nu sunt doar. Probabil. Să inventeze un sistem de operare, mai discutăm. Deocamdată s-au mutat hârtii și s-au devalizat conturi de Stat. Asta a fost maximul inventivității Astea economice. Este un alt bun început e, de, și de discuție. Și pentru asta trebuie să vi inventiv. Un alt bun început de discuție, poate o să avem și pe asta o dată, pentru finalul acestei dezbateri. Ce ați răspunde cuiva care v-ar spune, noastră, acum a față, lăsați că era mai bine pe timpul Ceaușescu, nu numai din perspectiva represiunii. Eu i-aș recomanda unui tânăr uh, să-și imagineze ce ar putea el să pățească într-un asem de regim dacă adresează o înjurătură unui șef al statului pe internet, să zicem. Asta ar fi cea mai, cea mai simplă. Am să închei cu un singur exemplu din cazul nostru. După Revoluție m-am interesat cât de cât despre cei care Făceau parte din organizația noastră. Și am aflat cu surprindere că un poet de la Târgoviște, Ioan Roșeț, a murit. S-ar fi aruncat uh, de la etajul unui uh, spital de psihiatrie unde era internat. Am avut ceva dubii. Dar nu exista CNS-ul pe vremea aceea. Am făcut eu câteva investigații de la familie. Familia n-a prea dorit să povestească. Um, și am avut noroc cu o actriță, uh, Anda Onesa, uh, care i uh, a fost elevă uh, profesorului și m-am trezit cu ea la redacție Confirmându-mi că a fost aruncat de securitate pe Casa Scărilor. Când uh, am reușit să găsesc dosarul lui Rușeț, uh, mi-am dat seama că uh, așa s-a întâmplat. Pentru că eu, noi el acroșasem în, în, în jurul nostru, dar eu nu prea l-am folosit pentru că era cam impetuos. Și am zis, hai să de la început să nu facă el v-o greșeală. Dar, citind dosarul, am constatat că a fost luat în grija securității și s-a întornit dosar pentru că a transcris câteva poezii ale Anei Blandiană. Vă mulțumesc tuturor pentru participarea la această dezbatere care și-a propus practic să să redea acuratețea memoriei și să privească critic regimul dictatorial, regimul comunist, ceea ce, în opinia noastră, cred, a tuturor, reprezintă singurele terapii împotriva recidivei totalitare. Vă mulțumesc frumos, o seară bună în continuare, toate bune!